Iar patronul fermei dacilor ar fi reclamat în mai multe rânduri că are fluctuații de tensiune la rețeaua electrică, deși era branșat ilegal. ANR spune că a primit mai multe reclamații în luna mai și ar fi cerut distribuitorului local să verifice situația de la pensiune. Suntem în cele ce urmează, în legătură directă cu președintele ANR, George Niculescu. Bună seara! Bună seara! Așadar, vă rog, domnule George Niculescu, să ne spuneți care era situația la ferma dacilor, pentru că înțelegem că aceștia, cei care se află acolo, au făcut mai multe reclamații la ANR, deși erau branșați ilegal. Așa este, a fost primită o sesizare din partea unui reprezentant al acestei societăți. O doamnă a făcut o adresă către autoritatea de reglementare în care, într-adevăr, semnala niște probleme în ceea ce privește nivelul de tensiune pe care energia electrică l-avea acolo. Autoritatea de reglementare a cerut operatorului de distribuție din zonă, este vorba despre DER, posta electrică a distribuției sa, să facă verificări și să vadă care este situația la punctul de consum respectiv. Cred că la finalul lunii mai, DER, în urma verificărilor efectuate, a concluzionat faptul că, deși acolo funcționa o tensiune, după cum știm bine cu toții, avizul tehnic de racordare era emis pentru o putere de consum mult mai mică. E vorba despre o pompă de apă care era trecută în avizul tehnic de racordare din cele comunicate de către operatorul de distribuție. Deci funcționa o putere instalată, un consumator mult mai mare decât era trecut în avizul tehnic de racordare. Adică vorbim despre o rețea mult subdimensionată comparativ cu cerințele pentru funcționarea unei pensiuni. Operatorul de distribuție a trimis și din informațiile pe care le am, a trimis agentului economic și o soluție pentru racordarea întregii pensiuni la un punct de transformare care ar fi implicat o investiție mai mare din partea consumatorului, din partea agentului economic, investiție care nu s-a făcut, rămânând, înțeleg, branșat la același la aceeași sursă, așa cum era trecut în avizul de racordare, repet, pentru o pompă de apă. Cum este posibil această racordare ilegală? Se putea face ceva acolo? Ei trebuiau să intre în legalitate, trebuiau să-și dimensioneze cum trebuie capacitatea de consum cu un punct de racordare, așa cum facem toți care, indiferent de locul de consum pe care îl avem, fie că suntem agenți economici sau persoane fizice, dacă vrem să ne racordăm un loc de consum, mergem la operatorul de distribuție, depunem toate actele necesare și primim un aviz tehnic de racordare în funcție de puterea pe care o solicităm. Ne racordăm și lucrurile sunt în ordine. Dacă alegem însă să facem lucrurile nerespectând toate aceste proceduri legale, evident că astfel de evenimente neplăcute pot apărea. Domnule George Niculescu, vă rog să ne spuneți dacă, în cazul în care ar fi trebuit să intre în legalitate și ar fi intrat în legalitate, era nevoie, era nevoie să obțină, da, de construirea unui nou post de transformare? Da, trebuia să fie un aviz tehnic de racordare cu un studiu de soluție. În urma studiului, probabil că operatorul de distribuție le-ar fi indicat ce anume investiții trebuie făcute și probabil că un post nou de transformare era cu siguranță necesar pentru a alimenta toți consumatorii din această pensiune agroturistă. Ca să înțelegem dimensiunea a ceea ce înseamnă un post nou de transformare, despre ce vorbim mai exact? Pentru telespectatori întreb în primul rând. Valoarea n-aș ști să vă spun la cât se poate ridica, dar probabil că față de ce aveau trecut în avizul tehnic de racordare, unde era alimentată o pompă de apă, vă dați seama că vorbim de consumator probabil cu o putere de 100 de ori mai mare decât era trecut în avizul tehnic de racordare pe care îl deținea. Vă mulțumesc tare mult. Valoric, nu aș. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră.